Eroii următorului reportaj o să vă facă invidioși dacă vă plac călătoriile, pentru că ei călătoresc anul împrejur, iar destinațiile pe care le aleg sunt uluitor de frumoase. Au reușit să bifeze deja a 18-a călătorie, unde au avut curaj să se aventureze și să înoate alături de rechini. Cum fac Roman și Nicoleta Pușcă să plece în călătorii mai des ca alte persoane și ce recomandări ne oferă pentru a reuși să călătorim mai des, veți afla în continuare. Am aflat că anume la o întâlnire cu un amic a început marea lor aventură, călătoriile în întreaga lume. Cei care ne vizionează în acest moment ar trebui să afle că sunteți niște tineri care adunați călătorii. Cam vreo 2 ani și jumătate în urmă, am fost invitat de un prieten la o cafea cu scopul de a-mi arăta o modalitate prin care se poate de călătorit mai des. Deci prima mea reacție era ok, nu prea credibilă, dar eram în relații foarte bune cu prietenul respectiv, am zis ok, deci discutăm la o cafea. Am venit la o cafea, deci am văzut un grup de oameni, un cerc de oameni mai exact, sau mai exact un cerc de călători, care deja aveau niște rezultate în spate, unde vorbeau de cel mai mare club de călătorii la nivel mondial. Prima mea reacție era una sceptică, wow, nu poate să fie așa ceva, club de călătorii, de unde, noi, Moldova. Dar deci am stat până la urmă, mi-a strânit un sentiment de curiozitate foarte mare. Respectiv am văzut tot ce era arătat acolo. Și când am ieșit de acolo, deci deja avem o imaginație, o idee, cum într-adevăr se poate de călătorit mai inteligent. Plus la asta, ideea respectivă își promovează, deci cum să fii plătit pentru asta. Ok, atunci am ajuns acasă, s-a început un studiu peste noapte, se băteau argumentele pro și contra. Și atunci am luat implicat-o și pe Nicoleta? Adică te-a ajutat pentru a accepta provocarea? Pentru că a fost o provocare, da, pe sigur, care voi, acceptând-o, cred că nu aveți regrete. Ok, am implicat-o pe Nicoleta, numai că provocarea lui Nicoleta era mai mult de genul nu ne trebuie nouă asta decât ne trebuie nouă asta. Și am înțeles, ok, deci este foarte bine și spune soția, dar totuși este mai bine să faci ce și îți dorești tu din suflet cumva. Și atunci, deci fără ca să-i spun soției, am luat decizia și ea să fim implicați, să fim și noi partea clubului de călătorii. Sincer, de atunci până astăzi, lucrurile s-au schimbat foarte tare. Deci, recent ne-am întors din călătoria numărul 18. Și destinația pentru a 18-a călătorie, care a fost? Deci, destinația a fost Mexic, Cancun, după care am vizitat și Panama și Bahamas, la fel, au fost locurile în care noi am fost. Am avut o experiență super tare. Chiar din start, vreau să vă zic că Mexicul și Cancunul ne-a cucerit. Este o regiune spectaculoasă în care, bine, se deosebește atât oamenii, clima, locurile, deci sunt locuri unde poți să te relaxezi și să vizitezi locuri fantastice. Mi-a plăcut foarte tare filmul ăsta. Deci acolo am realizat că când spui da, deci lucrurile în viața ta vin un pic altfel sau vin diferit altfel. Deci când spui da, chiar apar anumite provocări în viața ta și respectiv acceptându-le, după asta te bucuri extrem de tare din motiv că le-ai acceptat. Sigur, țin minte unul din exemplele mele, deci eram mai mic, toți prietenii mei aveau motociclete, iar eu din motiv că am o problemă, deci nu este o problemă, am de născare cu mâna, deci așa cum este ea, nu puteam să-mi cumpăr, nici conduc pe ce perioadă motocicleta. Dar undeva aici s-a fixat foarte tare, deci o, cumva ar trebui de rezolvat treaba asta. Eram deja la facultate, anul 2, eu ori în șir studiam cum pot să am și eu o motocicletă. Este simplu, am găsit varianta potrivită, deci am înțeles că acolo, înainte de a mă urca pe ea, ar trebui să fac anumite schimbări și respectiv ne-am găsit și persoana care a fost gata să facă lucrul ăsta. Și atunci, într-un moment, totul s-a întâmplat. Ne-am cumpărat motocicleta, am dus-o la meșterul potrivit, exact peste 2-3 săptămâni m-a sunat, deci ar putea să urc cu ea și m-am dus acasă cu motocicletă. Deci,
părinții când au văzut lucrul ăsta, bine, cineva râdea, dar cineva chiar curgea lacrimi. Deci ei undeva nu credeau că lucrul ăsta ar putea să fie realizabil. Pentru mine a fost așa o bifă că totul este posibil. Roman, eu cred că tu ești omul care a spus mereu da după anumite întâmplări din viața ta și ai înțeles că trebuie să faci față diferitor provocări și le-ai și acceptat. Până la vârsta de 12 ani, deci lucrurile în mintea mea erau complicate pentru mine. Deci mie îmi spărea că eu sunt diferit și asta cumva face o paralelă între mine și ceilalți. La vârsta de 12 ani, deci am fost la o tabără de copii, acolo am avut o discuție cu o persoană, sincer, deci măcar nu țin minte astăzi cum arată. Era un profesor, probabil avea psihologie în el. În urma discuției cu dumnealui am înțeles, deci absolut toată viața mea este în mâinile mele și nu contează, deci n-ar trebui să fac o diferență pe asta. Cred că de atunci, deci de la 12 ani, am încercat lucrurile să le calculez toate în favoarea mea. Și anume, deci dacă sunt creat așa, înseamnă că așa trebuie să fie. Și într-adevăr, deci dacă este așa, deci ar trebui să mă bucur de lucrul ăsta. Să înțeleg doar că totul este posibil atunci când îți dorești cu adevărat. Și acea discuție cu profesorul pe care l-ai întâlnit la tabăra de vară te-a motivat cumva sau te-a ajutat să conștientizezi că depinde de tine, de acțiunile pe care le faci, viața ta, viitorul tău de fapt. Da, îmi țin minte în liceu, iubeam foarte mult matematica, chiar țin minte exact ce an, eram clasa 10-a. Am ocupat careva locuri de frunte la Olimpiada Raională, dar când mi-am ales facultatea, am optat pentru facultatea de drept. Deci, nu știu, ca persoană îmi place undeva să fac dreptate când depinde ceva de mine. Deci aveam foarte mari planuri în acest domeniu. Ok, deci am terminat-o bine, brio, inclusiv masterul rapid din motiv așa trebuie și așa spunteți. Și după asta, deci, am început activitatea în avocatură. Am lucrat acolo 2 ani. După asta mi-am găsit un loc sau un job la o întreprindere de stat. Deci acolo iarăși este foarte ok, cumva am fost și promovat ca un membru al Consiliului de Administrație sau ca o persoană care reprezenta colectivul. Și 6 ani de zile, deci mi-am petrecut timpul acolo. Recunosc, deci a fost o perioadă în care am căpătat mare experiență. Deci aici am înțeles ce înseamnă sistem sau care este rolul facultății în la noi în societate. Îmi place acest job. Numai că după 6 ani, deci când am tras o linie, nu am mai văzut atât de mare perspectivă aici. Deci, pentru mine, ok, este important să știi unde tinzi și respectiv să tinzi ce ai tu nevoie. Și atunci studiul făcut de mine a arătat că dacă petrec în continuare cei 6 ani aici, deci nu-mi realizez visurile mele și atunci visurile rămân neîndeplinite. Nicoleta și-a făcut griji pentru Roman până l-a cunoscut. Apoi a înțeles că viitorul său soț era mai puternic decât îl credea. Te-a cucerit, sunt convinsă, dar ai avut, nu știu, blocaj ce ține de aspectul lui fizic și de ce o să zică ceilalți, că până la urmă avem așa în creierașul nostru niște bariere și niște temeri până la urmă. Ai dreptate, Tatiana, din start sigur că a fost așa un pic de ceva mai nou, adică nu este ca toate persoanele, însă ca să înțelegi, noi necunoscându-ne, apropo, noi suntem, locuim în sate vecine, adică eu sunt într-o localitate, el în altul, dar suntem vecine, adică după... Și eu auzisem de el, oricum este o persoană mai specială și satele, dacă el mai vedea la noi la discotecă, cumva persoanele mai știau, adică iată de Roman Pușcă. Și eu deseori, necunoscându-ne, deseori intram pe un site de socializare și deschideam poza lui și mă uitam și mă gândeam, măi, oare cum trăiește persoana asta, oare cum se descurcă, oare ce greutăți are, cum încearcă să, zic eu, uneori cu două mâini poate nu pot face anumite lucruri, dar el cum poate face asta? Și atunci când am văzut că el mai poate și conduce mașina, deci am rămas foarte... frapată sau să zic așa, adică pentru mine a fost un chiar deosebit. Având, să zic așa, un stop sau o
fiind deosebit față de ceilalți și poate să facă atât de multe lucruri. Ca să înțelegi, când mergeam la discotecă, încă când noi ne întâlneam, toată echipa de prieteni ai lui se urca în mașina lui și el întotdeauna era la volan. Adică, băi, ceilalți au câte două mâini, el fiind așa mai special, cum mai tot el era cu mașina și mai ales când am văzut că el poate și nota. Deci iarăși m-a cucerit. Cred că aspectul fizic joacă un rol, sigur că este și la fel de important ca să ai o atracție față de persoană, dar mult contează și sufletul pe care îl simți și puterea interioară pe care o are. Eu cumva foarte greu m-am învățat să not, deci aveam frica, fobia asta de apă, mă uitam toți prietenii mei în not, dar deci îmi vroiam foarte tare lucrul ăsta. Sincer, mă uitam la anumite videouri cum ar trebui să not, deci țin minte, la început era greu, deci notam așa, ok, cumva ban dreapta, ban stângă, deci nu fiecare dată mergeam drept. Dar bine, deci mai multe ori încercând lucrul ăsta, deci am ajuns până la capăt, deci astăzi pot să mă bucur din motiv că not chiar foarte bine. Și apoi vă să știți că în viața mea deja am avut două ocazii când am putut salva doi oameni de la moarte, și anume de la NEC. Deci țin minte lucrurile astea, totuși este bine că m-am învățat să not. Fiecare călătorie a fost una specială pentru ei. Prima a fost în Palma de Mallorca, unde am avut o experiență de neuitat legată de diving. Din start, sigur că niciodată m-am gândit că aș putea și aș avea ocazia să ajung la fundul mării, echipată cu balon de aer, cu greutăți speciale pentru ca să nu te ridici deasupra apei. Din start, credeam că nu o să pot face, însă ajungând acolo și dându-ți seama că păi, poate să nu mai ai ocazia să încerci așa o experiență. Inițial eram convins că Nicoleta nu face diving din motiv că avea o frică, deci ok, frică de apă. Afară de asta, deci era nesigur, nu prea pot nota, dar când ne-am apropiat acolo, deci reveneau din diving patru persoane, dintre care o doamnă avea, deci, plus minus 65-70 de ani. Și deci când au revenit la mală atât de entuziasmați, uitau, wow, wow. Cred că asta mai tare o convins-o pe Nicoleta decât... Orice discurs de convingere, da? În cuvinte. Stăteai și te gândeai, când am văzut doamna asta de 60 și ceva, poate 70 avea, și am văzut-o că a ieșit bine, un pic obosită, dar totuși a făcut asta, zic, de ce îmi pun eu singur bariere sau niște stopuri? Și uite, mi-am luat echipamentul, de start era un pic stresant, pentru că este special, trebuie masca să o ții corect, și... însă am depășit, am văzut fundul mării, am ieșit atât de fericit și am zis că băi, am făcut-o și pe asta. Ce interesant a fost, în primul rând, locurile pe care le-am vizitat, au și ei piramizi, adică sunt piramizile Maya, Chichen Itza. Chichen Itza, în care au trăit poporul Maya și se zice că el încă mai trăiește pe undeva prin pădurile Mexicului și în care lumea nu are acces acolo, dar sunt atât de... Deci aceste piramizi cumva sunt cu ani, cu mulți ani în urmă și când vezi construcția și toate pozițiile, adică era o tehnică foarte interesantă. Cred că la tot ce am vizitat până astăzi, numărul 1 aș pune totuși pe Bahamas. Încep de la aceea că oamenii într-adevăr sunt relaxați acolo, deci cumva ei prind gustul ăsta de la viață, în comparație cu anuștri care sunt foarte stresați și care numai să aibă ocazia să țipe la tine sau să-ți dai un fanfaf. Ok, deci acolo oamenii cumva trăiesc viața negrăbindu-se. Au locuri într-adevăr frumoase, au o climă extrem de bună, cred că, anul împrejur. Dar partea frumoasă este că acolo, într-adevăr, am reușit să avem niște activități deosebite. Deci, pentru mine, ideea de a nota cu rechini, deci, wow, cât am luptat eu aici că pot face lucrul ăsta, dar până la urmă asta este atât de simplu. Da, dar mai ales atunci când, bine, pui mâna pe acești rechini, wow, deci asta e... Deci, sunt dresați, nu? Deci eu cred că parțial sunt dresați. Păi oricum, pentru
Oricum, pentru mine a fost stresant chestia asta. Noi în Bahamas am avut mai multe activități. Din start am hrănit iguanele, după care am vizitat și o insulă a porcilor, dacă știți, în Bahamas este renumită insulă. Și cireașa de pe tort era, iată, scăldatul cu rechinii. Roma, din start, nu m-a ajuns, a sărit în apă. Să-i salute! Însă eu am așteptat, tot găseam motive, hai să-ți fac niște poze, hai să te filmez, să ai în apă și scaldă-te și tu. Eu cred că am înțeles sfatul vostru pentru toată lumea să călătorească cât mai mult, oriunde, destinații diferite și cât mai des. Orice vacanță poți să-ți o calculezi după buget, nu sunt atât de costisitoare, poți să mergi în orice regiune calculându-ți din start care sunt cheltuielile tale și, bine, poate mulți oameni încearcă să investească în mașini, în case, în teritorii, alții poate banii ăștia foarte repede se cheltuie. Noi am decis să investim anume în noi și în vacanță, pentru că oricum vacanțele îți aduc și o liniște sufletească, și o experiență, și o energie foarte bună, care poate să te ajute să evoluezi și pe viitor. Deci renunțați la o nuntă, la televizor nou și respectiv călătoriți. Cred că după 2 ani o să vedeți altfel de rezultat. Vă doresc să rămâneți la fel de călători înrăiți și adunați cât mai multe vacanțe frumoase, împărtășiți amintirile, clipele petrecute acolo și o lipsiți și pe ceilalți. Mulțumim pentru acest interviu și doresc să rămâneți tineri și neliniștiți. Vă dorim multă baftă în viitor. Sigur, deci promitem că data viitoare sau peste o dată, deci vă luăm cu noi în vacanță, inclusiv cu microfon și cu cameră. Ați auzit. Nu la rechin, vă rog.